Bună seara, bun găsit la informațiile despre vreme. Pe continent sunt așteptate ploi în jumătatea vestică și sud-vestică. În munții Alpi vor cădea ninsori, dar în restul Europei predomină vremea frumoasă. Ploi slabe vor mai fi pe arii restrânse, iar dimineață, în zonele joase de relief, posibil să se formeze ceață. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 grade în nord, în Rusia, și 24 de grade în sud, în Grecia. La noapte, în țară, cerul va fi mai mult senin. Se va forma ceață, în special în a doua parte a nopții, în sudul, centrul și estul țării și doar izolat în rest. Vântul continuă să bată mai tare prin Banat. Temperaturile sunt în ușoară creștere și se vor situa între 0 și 8 grade. E adevărat, cu valori mai mici în depresiunile Carpaților Orientali, spre minus 7 grade. Mâine, vremea se menține frumoasă, cu temperaturi peste normalul finalului de octombrie. Cerul va fi senin, însă la începutul zilei va fi ceață, îndeosebi în sud, în est și în centrul țării. Maximele vor depăși 20 de grade. 22 vor fi la Timișoara, 21 în București, 20 în sud și sud-vest și doar 16 grade în nord la Suceava. În București, weekendul vine cu soare și vreme caldă. Mâine nu vedem norii deloc, dar dimineață să știți că va fi ceață. 21 de grade se vor atinge la orele amiezii. Duminică, temperaturile cresc la 22 de grade, iar la începutul săptămânii vom avea 24 de grade. Așadar, foarte cald pentru data din calendar. Dacă plănuiți o ieșire la munte în weekend, trebuie să știți că vremea este frumoasă. 16 grade vor fi la Predal, 15 la Stâna de Vale. Mergem acum în marile orașe. De vreme caldă au parte și bănățenii. 22 de grade vor fi mâine la orele amiezii. Temperaturile cresc treptat peste weekend și vor ajunge, iată, la 23 de grade duminică și luni. La Iași, mercurul din termometre nu trece de 20 de grade. 17 vor fi mâine și soare toată ziua. Dar temperaturile cresc treptat cu un grad duminică și luni. Clujenii au parte tot de 17 grade mâine, o vreme blândă de toamnă. Duminică se încălzește ușor și se vor atinge 18 grade, iar începutul săptămânii aduce chiar 20 de grade. Peste Prut, mercurul din termometre va arăta 16 grade în sud la Cahul, 14 vor fi la Bălți și în capitala Republicii Moldova. Acestea au fost informațiile pentru astăzi. Eu sunt Elena Andrei. Vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un weekend frumos. Pe mâine!